Adebara, Sibreni, Epimini, este cuvântul care zice, privegheați și vă rugați, ca să nu cădeți în ispită. Iată, eu vin curând. Aleluia! Și răsplata mea este în mine. Să dau fiecăruia. După fapt. Dar tu vechează, fii treaz, ca nimeni să nu-ți ia luna. Voi mai veni odată, cuvântul lui ne spune, voi mai veni la tine, fățarnică lume, dar nu mai urc pe o cruce ca și un muritor, să-ți fac ție scăpare din veșnicul cuptor. O, nu! Nu voi mai veni la ușa ta să-ți bat. De atâtea ori ți-am cerut loc, tot m-ai amânat. Cerul l-am părăsit și m-am făcut un slav al tău, ca din nou să te fac și pe tine un fiu al lui Dumnezeu. Am venit ca să-ți dau pâine, semne și minuni mari ți-am arătat. Dar totuși când am fost pe o cruce, tu, pere și oțel, mi-ai dat. Voi mai veni odată, bucură-te, poporul meu, că locul ți l-am pregătit chiar sus în cer, la Tatăl meu. Zorile deja s-au ivit. Tu rabdă, rabdă, poporul meu, căci numai cu tine voi fi până la sfârșit. Căci a venit din cerul de la Tatăl meu cel Sfânt, ca să te fac pe tine să fii tu astăzi fericit. Am lăsat pe îngeri bucurie mare în cer și am venit în această lume să supăr mari dureri. Am lăsat și tronul meu cel strălucit și am venit în lume și m-a schiruit. Picioarele mele au fost pironate, iar din trupul meu s-a vărsat mult sânge. Mâinile mele întinse pe cruce, sub tașul în coastă, cu sulița mă împunge. Chinuit, chinuit pe cruce și fiindu-mi sete, oțet și cu fere mi-ați dat pe burete, iar tata pe piasma cerului în două s-a rupt. Cerul de-a mea jale în doriu s-a făcut. Chinuri, dureri multe, răbdata pentru tine. Spune tu, drag suflet, ce faci azi pentru mine? Nici a ta viață nu vrei să-mi o dai, să te duc odată cu mine în rai? O, va veni ziua odată, când și tu vei bate, să te las să intri în a mea cetate. Atunci eu cu mânie te voi alunga. Du-te, du-te de la mine acum, slugă rea, du-te în focul veșnic unde să muncești cu toți acei oameni care nu se pocăiesc. Deci, suflete dragă, cât astăzi mai trăiești, grăbește la Domnul să te mântuiești, că de nu vii să știi rău o să-ți pară. Pentru că n-ai ascultat, te vei trezi odată afară și în focul veșnic aruncat. Deci, până ușa e deschisă, cât mai ține harul său, azi, când intrarea e permisă, întoarce-te la Dumnezeu. Amin.